am revenit, oameni buni, a doua oră de selectiv cu Dan Bucura și așa cum vă spuneam și înainte de pauză, înainte de a intra în discuțiile profunde cu ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, am decis să facem acest subiect cu tremurător. După cum vedeți deja pe burtieră, este vorba despre o copilă de 14 ani care a trecut printr-o traumă teribilă, groaznică, oribilă. Este vorba de un abuz sexual, probabil că înțelegeți, v-ați dat seama de la bun început. Situația s-a întâmplat în urmă cu două luni și ceva, în Sfântul Gheorghe. Ideea în sine, cazul a fost oricum oribil, dar ceea ce urmează după această tragedie în viața acestui copil și în viața familiei năpăstuite este marea și adevărata dramă, îmi permit să spun asta. Desigur, repet, și actul în sine a fost teribil, dar este incredibil cum un om năpăstuit cu o familie pe spatele căreia pică această nenorocire ajunge să trăiască ceea ce veți vedea. Înainte de a intra eu în dezbateri, chiar inclusiv cu mama acestei fetițe, căreia de la bun început vă spun, nu-i vom da nici numele, nici ei, nici familiei, nu vreau să se facă niciun fel de asociere cu acest caz, a fost un pic publicat în presa locală. Noi vom vorbi, repet, doar de ceea ce se întâmplă după, dar înainte de toate haideți să vedeți un material ca să avem radiografia perfectă a cazului și continuăm. În luna mai a acestui an, orașul Sfântul Gheorghe a fost locul în care s-a derulat o scenă oribilă. O fetiță de 14 ani din localitate a fost abuzată sexual de mai mulți minori chiar în centrul orașului, întreaga poveste fiind filmată și postată ulterior de unul dintre autori pe mai multe canale de internet. Doi dintre minorii implicați în acel episod au fost ulterior arestați. Este vorba despre cel care a comis fapta și cel care a filmat-o. Organele de cercetare urmau să stabilească faptul că minorii erau sub influența băuturilor alcoolice atunci când au comis aceste orori, iar o expertiză medico-legală psihiatrică a arătat că cei doi aveau discernământ când au comis fapta. Coșmarul fetiței abuzate este însă departe de a lua sfârșit. Fiind vorba de o comunitate relativ mică, povestea sa a devenit rapid virală în oraș. La mai bine de două luni de la agresiune, filmulețul în care apare fără voie există încă pe un site pentru adulți. Părinții fac demersuri disperate pentru a opri propagarea, însă autoritățile se mișcă în ritm de melc, până și procesul penal a luat o turnură oarecum bizară. Avocații băieților vinovați încearcă să le găsească acestora circumstanțe atenuante și să mute culpa pe copila de 14 ani. Se merge pe ideea că și aceasta ar fi consumat alcool și ar fi provocat cumva pe agresori. Nici la unitatea de învățământ lucrurile nu stau pe roze. Din mărturiile părinților și acolo se fac presiuni asupra minorei. S-a mers inclusiv pe ideea că poate ar fi bine să fie mutată la altă școală, iar părinții victimei au aflat că angajații școlii ar fi dat declarații în dosarul de la procuratură, iar acele declarații nu ar fi tocmai în favoarea victimei, care riscă până la urmă să se transforme în vinovatul de serviciu. Dincolo de ancheta penală și de cercetările administrative, fetița de 14 ani este în prezent în pragul unei crize. Părinții sunt îngroziți după ce fata lor a început să vorbească tot mai des despre suicid și despre izolarea de societate. Lipsește în tot acest peisaj oribil rolul de consiliere al statului, al autorităților care ar trebui să facă ceva în astfel de cazuri. Ca în majoritatea cazurilor, doar rudele victimei sunt singurele care trebuie să ducă greul și să se lupte cu toate problemele, prejudecățile și hățișul legislativ al unui stat eșuat. Da, o nenorocire, oameni buni, iar eu, din postura de tată al unei fetițe de 13 ani, nu aveam cum să trec insensibil pe lângă acest subiect, pe lângă această dramă. Cred că ați înțeles, de fapt, că dincolo de tragedia în sine și de gestul, nici nu știu cum să-l calific, un gest... nu știu, terifiant, acelor minori, ceea ce s-a întâmplat după aia este o altă dramă. Să ajungă un copil de 14 ani să vorbească despre suicid, pe românește, să se gândească că poate ar trebui să-și ia viața după ce a fost victima unei nenorociri de genul ăsta, denotă fără echivoc că suntem într-un stat bolnav, într-un stat eșuat, într-un stat în care autoritățile sale, ale statului, sunt departe de a-și atinge rolul de care vreți dumneavoastră, de prevenție, de consiliere, de orice.
Da? Aici vorbim de două lucruri diferite. E un dosar penal, merge, înțeleg și o să înțelegeți și dumneavoastră, pentru că intrăm imediat în legătură cu mama fetiței abuzate. Dosarul penal merge, acum sunt nuanțe, vom vedea ce și cum, dar impactul emoțional și ceea ce a urmat în viața acestui copil și a familiei sale, fără discuție, este cel puțin la fel de devastator. Bună seara, doamnă! Da, bună seara! Bună seara! Bună seara pentru toți! N-am să vă spun nici cum, nici cu pseudonim, nici nimic. Sunteți mama acestui copil care a trăit drama pe care noi am prezentat-o. Da, exact. Vreau să... Noi am discutat înainte de emisiune la telefon și mi-ați spus câteva lucruri teribile legate de ceea ce a urmat și ceea ce se întâmplă astăzi în viața copilului dumneavoastră. Înțeleg că e o problemă cu mersul la școală, la școala unde se ducea, avea rezultate bune, făcea parte din acea comunitate. Vă las pe dumneavoastră să ne spuneți așa încet. Mă auziți? Da, sunt aici. Vă rog, povestiți-ne ce a urmat după nenorocirea cu abuzul sexual. Povestea cu școala, ce mi-ați povestit mie? Da, pot să vă zic așa că am avut norocul că s-a terminat școala când s-a întâmplat cazul ăsta. Am mai avut 3 săptămâni și noi n-am mai dat voie să se ducă. Dar acum mai avem câteva săptămâni și trebuie să se reintegreze, să se ducă înapoi la școală și deja facem griji, fiindcă suntem traumatizați toți, nu numai fiica mea. Deci așa ne-a schimbat viața. Haideți să le luăm punctual, așa că stăm cât e cazul până punem lumină în povestea asta. Înțeleg că, dincolo de abuzul în sine, a existat o filmare care a ajuns în spațiu public, pe diferite rețele, exact. Pe site-uri pentru adulți, s-a propagat. Exact. Și că inclusiv astăzi, când noi vorbim, acest film este încă... Exact, încă mai figurează undeva în lume pe niște site-uri de porno. Dumnezeule, păi și... Dumneavoastră nu v-ați adresat poliției, instituțiilor ăsta? Deocamdată se implică și încearcă să oprească, să șteargă, dar mai durează până sunt când... două luni jumătate, aproape 3 luni de la nenorocire și filmul e încă sus pe internet pentru alți scelerați care se uită acolo, nu? Exact. Da. Spuneți-mi și legat de școală. Înțeleg că fiica dumneavoastră nu prea ar mai vrea să se întoarcă în această comunitate. Exact, fiindcă nici școala nu se dă importanță acestui caz destul de grav și parcă încearcă să apare reputația liceului. Nici nu se implică, nu se bagă și parcă mai este împotriva noastră. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce ați fi așteptat mai mult și nu s-a întâmplat, să zicem, din partea școlii? Adică dirigintele sau cum sunt ei organizați acolo, nu vi se pare că s-ar ocupa să ajute la reintegrarea minorei, nu? Ce este și mai trist este că agresorii sunt cadri didactice, suntem ignorați de diriginte și de directorul școlii, școala are un renume, și profesorii cu prieteni cu făptuitorii. Și construiesc un ego ridicat și mai multă putere în activități abuzive pentru a scăpa nesancționați. Nu suportă nicio consecință. Adică copiii vinovați, până la urmă și azi, niște copii, înțeleg că tot minori au fost. Copiii ăștia... Da, exact. Deci vorbim despre niște copii între 13 și 17 ani. Și până în zilele astea sunt implicați în jur de 50 de copii. Cum 50 de copii, înțeleg că... Cei care au fost acolo față erau 5 și între timp că asta s-a întâmplat într-o zi de duminică între orele 6 și 7 jumate, noi am primit, ne-a sunat de la urgență că fiica noastră se află acolo în stare comatoasă, în stare alcoolică.
Și între timp băieții ăștia au mai trimis filmulețele. Și s-au adunat acolo că haideți că e amuzant că ai... A, deci ei după ce s-a întâmplat nenorocirea asta și-au dat de la unul la altul, deci, probabil numai, pe telefoane. Și, pe... Între timp că asta era organizat din timp. Deci au o atitudine și un comportament ireproșabil. Adică dumneavoastră credeți că a fost cumva premeditată nu pe fond de alcool, ci pur și simplu au vrut să facă lucrul ăsta? Exact, deci nu numai, că cred că între timp avem și dovezi și... Vreau să-mi spuneți legat de partea cealaltă, de ancheta penală, de cum se mișcă procurorii, de cum se mișcă dosarul la instanță, dacă simțiți că cineva încearcă să blocheze lucrurile sau să schimbe... Cumva nu aș putea să spun asta, că la cei care aparține treaba asta nu fac treaba, dar chiar că a fost foarte complicat cazul, copiii mințeau acolo, deci până când el a ieșit la ivele, cine a fost acolo, din ce a făcut, deci... Deci măcar din punct de vedere al anchetei penale simțiți că ea urmează cursul trebuie. Da. Dar, deci, fac la maxim dar ceea ce, unde ziceți dumneavoastră că lucrurile nu sunt cum trebuie, în sistemul de învățământ și în mediul în care copiii ăștia sunt cumva... Poate da, protejează, exact. Deci zilnic și noi simțim când ieșim pe stradă că e vorba despre noi și este un abuz emoțional, repetit și susținut. Au fost autorității care au trimis consiliere psihologică, nu știu, psihologi? Da. Au și, fost. Da, și noi și cei care... Și ultima întrebare, la noi se practică indiferent de faptă o aberație juridică, să-i spun eu, și anume înțelegerea părților. Au venit din partea familiilor copiilor vinovați către dumneavoastră cu propuneri de genul ăsta, hai să-ți retragi din plângere sau să faci, să dregi, dăm ceva... Prima zi când s-a întâmplat cazul ăsta, au avut încercări din astea, dar eu nici n-am dat seama, fiindcă am vrut să aud și eu de la fata mea că ce s-a întâmplat, că eu când am văzut filmulețul, nici eu n-am știut că ce înseamnă asta, că fata mea de 13 ani care nu mai este copila aia care se umblă cu ursulețul în mână, că mă rog. Un copil de 13 ani cred că are voie să iasă ziua pe stradă cu prieteni, cu... Și în oră și jumătate s-a întâmplat cazul ăsta, eu am zis că vreau să văd, când revine, putem să discutăm cu ea ce s-a întâmplat, că n-ar fi corect din partea noastră, că noi dăm vina pe băieți și noi parcă n-am făcut nimic. Și ziua următoare, când am văzut în ce stare e, atunci am zis că ceva nu e ok, dar de atunci nimeni nu ne-a căutat, nimeni nu s-a interesat, ci chiar contra. Bun, pe final, care sunt opțiunile? Va începe școala în mai puțin de câteva săptămâni. Fata va trebui să meargă la școală să dea ochii cu... Nu cu făptuitorii, că înțeleg că sunt în arest. Școala o să schimbăm, deocamdată suntem pe drum, deci încă nu se știe clar cine unde o să ne acceptă, să zic așa, unde putem reintegra, dar zilnic noi ne întâlnim cu băieții și... Da, e traumatizant, deci, cred că și pentru copilă să dea ochii cu cei care... Și pentru noi și mai ales că fata mea are un frate care suferă din cauza asta, că și el primește. Da. Niște. Ăsta este un stateșuat, cum i-am spus eu. Doamnă, multă sănătate fetiței, putere tuturor să duceți necazul ăsta cu bine. Mulțumesc. Și să o ajutați cumva să nu mai aibați astfel de gânduri, să un copil de 13-14 ani să plece cu gândul că poate ar fi mai bine să nu fie între noi după astfel de nenorocire. Mulțumesc mult! O seară mulțumesc bună, doamnă! Frumos. Da. Oameni buni, asta e România reală, vedeți? Da.
fapta în sine. Și aici ar fi multe de discutat, de luat un psiholog, un psihiatru, cum ajung copiii ăștia să reacționeze în halul ăsta, un comportament ăsta deviant, de turmă, să facă lucrurile astea și din nou accesul ăsta la lumea asta virtuală, la lumea asta internetului, a rețelelor care propagă o informație cu o viteză uluitoare, incredibil. Vă dați seama, după 2 luni și jumătate, filmulețul cu ororile respective să ruleze pe site-uri pentru adulți, iar tu, familie, tu, de copil nu mai zic, dar tu, familie, să nu ai posibilitatea să faci nimic, să scoți oroarea aia de pe internet la un click distanță de orice scelerat, orice bolnav, orice minte plecată cu sorcova. Oameni buni, atât am vrut să vă prezint și cazul ăsta. Sper ca cei care au posibilitatea să schimbe în bine lucrurile în astfel de cazuri, dar și în ăsta în mod special, să o facă, pentru că altfel oamenii sunt disperați și de-aia bat și ei la ușa noastră a presei. Le-au deschid cu dragă inimă atâta vreme cât pot și reușesc să fac ceva. Până atunci, oameni buni, mică pauză scurtă, după care ață toată bucata cu domnul ministru Oprea, cum v-am spus, avem de povestit. Am revenit, ultima parte a Selectiv cu Dan Bucura. Oameni buni, cum v-am spus, Radu Ștefan Oprea, ministru economiei, antreprenoriatului și turismului. Haină grea pe domnul ministru. Bună seara, domnul ministru. Bună seara. Ministru. Aveți 3 domenii grele acolo, dar le comasați, le mișcați, le faceți. Hai să intrăm așa rapid în pâine. Am văzut că ordonanța asta austerității pe care o pregătiți în coaliție și care va veni acum va veni, a început să cam bage funcționarii mei în priză. Pe ministrul de la finanțe am vorbit în prima parte, l-au sequestrat în birou, stai așa, nu ne mări, nu ne tăia, nu ne micșora. La dumneavoastră cum e situația asta? Și doi la mână, că vă dau așa 2 întrebări într-una cu mine noastră și a doua, cum se pot tăia pilele, cumetriile, amantlâcurile, ce vreți dumneavoastră din aparatul ăsta de stat românesc post-decembrist? Am să încep să vă răspund la întrebarea dumneavoastră prin 2 vești bune pe care le-am văzut eu în datele macroeconomice din ultima perioadă. Una dintre ele este faptul că deficitul comercial la 5 luni de zile a scăzut cu 2,2 miliarde. E un lucru foarte important, e un obiectiv pe care îl avem în programul de guvernare, acela de a scădea deficitul comercial. Și sigur, măsurile pe care le luăm prin schemele de ajutor de stat, de stimulare a construcției... Deficitul ăsta scade fără să aplicăm măsurile. Scade și a scăzut și cu măsurile pe care le țintim pe zonele unde avem potențial, cum este la procesarea produselor agroalimentare sau la materiale de construcție, lucrurile vor fi simțite și mai bine. Și am să vă dau exemplu de ce spun acest lucru și de ce cred că lucrurile funcționează, pentru că vin la al doilea exemplu bun, care se referă la inflație. Avem inflația dintr-o cifră, sigur. Dacă socotim cu virgulă, sunt 2 cifre, 9,4. Dar spunem în principiu că este astăzi dintr-o cifră, adică sub 10%. Lucru pe care l-am spus de foarte multă vreme. Țineți minte că împreună combăteam în platourile televiziunilor în august, în urmă cu 2 ani de zile, când făceam acea campanie pentru plafonarea prețurilor la gaze și la energie electrică. Și atunci spuneam că efectul va fi garantat de scădere, de calmare a creșterii prețurilor, și a spus Banca Națională României că lucrul acesta s-a întâmplat cu 6 puncte procentuale. Eu n-am auzit guvernare sau guvernanți care să vină cu veșterele. Toți spun numai genul ăsta. Vă amintiți? Tot împreună eram în studio când aveam un domn Câțu premier și care ne explica că pe noi trebuie să pice prosperitatea și că românii sunt mai fericiți. Nu, au picat datoriile în acea perioadă. Din păcate avem 200 de miliarde de lei pe care le plătim astăzi. Știți că 60% din ceea ce plătim azi vin de atunci, din acea perioadă. Lucruri pe care unii le ocolesc astăzi ca și răspuns. Credeți că românii resimt vreo secundă cifrele astea optimiste pe care le spuneți dumneavoastră? Și care în magazine astăzi, pentru că funcționează deja acea ordonanță de reducere a prețurilor la alimentele de bază, da, o spune Consiliul Concurenței, până la 34% au scăzut prețurile și este o realitate. Dacă ne uităm tot în Institutul Național de Statistică, vedem că luna trecută, lună pe lună, au scăzut. E cu minus la creșterea la produsele alimentare. Sigur că lucrurile acestea își fac efectul în timp și nu vezi imediat. În general, ele sunt o medie. Și nu vezi imediat în toate magazinele și există. Dar realitatea arată, dacă mergem astăzi în oricare magazin, că avem acele produse cu prețuri mai mici.
decât erau înainte. Ceea ce înseamnă că dacă vrei să iei măsuri calibrate și țintite bine, poți obține efectele care sunt bune pentru populație. Și acum mă întorc la chestiunile legate de... Cum scăpăm de pile cu metrii și alte lucruri? Întotdeauna, dar absolut întotdeauna, când am fost în serviciu public, în funcție de administrare, fie că am fost în prefectură în Prahova, fie că am fost în mandatul trecut în Ministerul Mediului de Afaceri, Comerțului și Antreprenoriatului sau acum, eu știu că în toate instituțiile de stat sunt oameni care lucrează și lucrează mult și lucrează bine. În general, despre aceștia nu vorbim. Și nici măcar nu avem curiozitatea să-i descoperim, să-i vedem, să vorbim despre ei, să le spunem măcar mulțumesc. Un simplu mulțumesc. Pentru acei oameni care lucrează, lucrul acesta este foarte important pentru că munca lor este valorizată și sunt puși. Dacă știm să-i găsim pe aceștia, garantez că lucrurile vor merge mult mai bine în statul român, pentru că rezultatele vor fi mult mai bune. Dacă ne uităm cu atenție pe lucrurile care s-au întâmplat în decursul istoriei, și vă dau un exemplu de un lucru pe care deja lucrez la el și îl vom face într-un timp foarte scurt, au fost reprezentanții statului român care au negociat în numele statului român și după ce s-a întâmplat și s-a terminat negocierea și ei și-au terminat mandatul, au trecut în partea cealaltă a bărcii. Ați spune că așa ceva nu se poate, ba da, se poate, avem destule exemple, din păcate, și voi introduce în contractul de mandat clauză, așa cum e în multinaționale, așa cum e în corporații, așa cum este în companiile mari românești, în care dacă 3 ani de zile pleci la concurență sau un număr de ani, că până la urmă este o înțelegere a părților, contractul de muncă și contractul de mandat pe care îl semnăm, plătești o anumită sumă pentru că ai făcut acest lucru. Eu cred că acest lucru va schimba profund felul în care ne raportăm și echilibrul acesta între performanța pe care trebuie să o facem în companiile de stat, la fel cum trebuie să facem performanță și în companiile private. Acum, ați amintit acei bugetari de care n-am vorbit sau nu vorbim suficient, muncitori și așa mai departe. Nu contest. Probabil că există și probabil că știți cum educație, e, o știre pozitivă educație, și o față bună. Învățământ, învățământul, sănătatea, pompierii, 112, da, când sunăm, avem încredere în sistem. E un principiu de PR și noastră știți foarte bine și din postura de comunicator al partidului, știrile bune, veștile bune, vând mai puțin decât celelalte. Dar acum eu vă provoc și repet, vă știu un om sincer și un om deschis. Vă puteți uita în cameră să le spuneți românilor că aparatul bugetar din România nu e înțesat și de ceea ce eu am denumit mai devreme pile cu metrii, mantlâcuri și alte încrengături de genul ăsta? A, nu, sub nicio formă. Lucrul ăsta, acesta nu l-am susținut niciodată. Faptul că am avut discuție și cazuri în care o doamnă din media a venit și a spus, dom'le, dar nu este ok pentru că oamenii lucrează în aceeași structură de stat și sunt soț-soție. Și am întrebat și eu, unde s-au cunoscut? Păi s-au cunoscut acolo. A, atunci este un anumit caz, s-au cunoscut acolo, e normal. Nu e nicio problemă că sunt soț-soție, fiecare are dreptul la carieră profesională. Important este ceea ce dumneavoastră ați subliniat de foarte multe ori și ați arătat public, performanța pe care o pot face oamenii care reprezintă statul român, cetățenii, că până la urmă, dacă vrem în termeni corporatiști să spunem, și noi avem o responsabilitate față de acționarii noștri. Acționarii noștri sunt cetățenii României. Și atunci am o responsabilitate față de cetățenii României, trebuie să pun oameni care sunt în stare să facă performanță. Și cred că am să vă produc o surpriză la sfârșitul anului când o să ne uităm împreună pe profitul operațional al companiilor de stat. Doamne ajută, mai ales alea pe care o să le luăm și noi așa rapid, le trecem în revistă. Ne-a pregătit Alexandru aici, ce aveți în subordine, multă, lungă listă, stufoasă, multe, de toate. Unii în coordonare, unii în... am văzut. Dar haideți să nu lăsăm așa un pic. Uitați, spre exemplu, dacă ați dat Isciru, vă spun că Isciru este o companie care se autofinanțează. Știți cât este salariul? După ce am vorbit cu domnul Oprinoiu și cu ceilalți... Salariul managementului, mă. Nu managementului, al celor despre care vorbeam, al celor cărora trebuie să le spunem mulțumesc. Nu știu cât este, dar... 2000 de lei. Credeți că e mult? Dar managementul? Nu are, are tot un salariu mic. Acolo chiar, da? Și avem niște provocări foarte mari, pentru că vine partea de hidrogen, vine partea de nuclear, unde chiar avem nevoie de oameni calificați. Și nu-i găsim. Și nu vine sistemul de stat. Alex, mai lasă-le o secundă, că vreau să termin cu povestea cu ordonanța asta. Domnul ministru,
așa de pe margine, după ce am văzut eșecul de la finanțe în care s-a făcut un pas înapoi după presiunea oamenilor și așa mai departe, pare cumva că ordonanța pe care o pregătiți va fi mai apăsătoare pe cârca privatului față de ceea ce efecte va produce la stat. Așa pare din exterior, adică se pare că în anumite locuri nu se poate lovi, nu se poate tăia, nu se poate implementa reforma. Eu cred ceea ce spune americanii, au vorba aceasta, when it's a will, it's a way. Când există voință politică, cu certitudine se va găsi și soluția. Am această problemă astăzi în minister, pentru că noi trebuie să facem din două ministere un minister. Și sigur că atunci când vorbești despre o organigramă, primul instinct pe care l-au cei cu care vorbești și în general vorbești cu managementul din acele instituții, se uită la oameni și încearcă să mențină structurile astfel încât să poată să fie director, director general, șef de birou și așa mai departe. Eu încerc să le spun și le pun obsesiv întrebarea de ce. Nu neapărat pentru mine, ci pentru ei, ca să înțeleagă de ce fac anumite lucruri, pentru că dacă nu ai proceduri, nu ai fluxurile corecte, nu o să poți niciodată să devii mai eficient. Și venind cu digitalizarea suprapusă pe niște procese interne într-un minister care sunt greoaie și birocratice, și ce o să obținem? Birocratizarea digitalizării. Nu ne dorim așa ceva, ne dorim simplificare. Și atunci, în discuțiile pe care le-am cu cei din ministere, din minister astăzi, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, se referă la ceea ce ne dorim, la obiective și cum construim organigrama ca acele obiective pe care le avem în programul de guvernare să poată să fie atinse mai ușor. Iar apoi vom veni și vom umple căsuțele cu oameni. În sistemul bugetar e un pic mai complicat decât în sistemul privat, pentru că sunt foarte multe persoane care au dat deja concursuri pe anumite posturi și trebuie să vezi cum poți să lucrezi. Constat că de foarte multe ori, foarte multe posturi sunt suspendate pe ani lungi, ceea ce înseamnă că acea persoană care a dat un concurs nu-și dorește, de fapt, să lucreze în ministerul respectiv, în structura respectivă, în domeniul respectiv. Și atunci eu cred că aici, într-adevăr, este foarte bine să încercăm să facem un pic de curățenie, pentru că dacă ți-ai blocat un post ani de zile, este evident că nu-ți dorești să fii acolo, că nu-ți dorești să lucrezi. Și atunci un om de bună credință, un tânăr debutant, și am cunoscut astfel de tineri minunați care încearcă să intre chiar și în sistemul de stat fără pile. Care este planul de carieră? Ce îi spui? Unde te duci? Cum poți să-ți faci o carieră în România, în zona aceasta? Avem astăzi în internship niște copii, niște tineri senzaționali. Chiar dacă vă uitați pe pagina de Facebook, veți vedea ceva legat de turism, cu niște cartoane, cum trebuie să te comporți la plajă. Creativ, frumos, pe înțelesul tuturor. Oameni de care eu cred că ar avea... De acești doi tineri pe care avem intern la turism. Așa ceva avem nevoie. Am avut președinția pentru că am mai avut un mandat. Bun, atunci intrăm în logica asta. Astora ce le spui? Bă, tu trebuie să vii pe un salariu mic, că asta e, ești debutant, e complicat, e nu știu ce. Iar perspectiva care să fie? Ai niște posturi de care vorbeați ocupate de niște elefanți în alte părți deja, care își fac veacul pe acolo. Ai niște șefi care, dacă sunt și politici, probabil că o să te pună la colț ani de zile până evoluezi. De ce aș veni într-un sistem de genul ăsta? La, nu știu, bănuiesc o leafă de 1500-2000 de lei, 2000 ceva puțin, nu la început de drum. Nu mai bine mai stai o puțin, mai vorbesc cu mama, cu tata, cu o relație copilă, cu nu știu ce, care poate știe pe cineva la partid și mă bagă direct pe un post mai mare, fac și un concurs, iau și intru și nu o iau eu de jos cu, cum spuneați, intern din ăștia sau debutanți? Trebuie să orientăm politic, din punctul meu de vedere. Așa e, nu, modelul e corect. Politica, dacă vreți, de carieră, astfel încât, într-adevăr, să știi de la bun început ce poți să faci. Asta și să și rezolvi lucrurile acestea. Tot aveam o chestie, ne mutăm aici, dar vreau zona, spune. Zona asta, eu cred că trebuie și ideea, și aici este lupta mea, facem organigrama și apoi ne uităm la oameni, nu ne uităm la oameni, uităm și facem minister, organigrama. Dar m-ați și provocat cu discuția asta, mai am o curiozitate apropo de cariera în politică sau de statutul de politician. Domnul ministru, mă rog, dumneavoastră nu sunteți în categoria asta, ați revenit cumva la un minister pe unde ați mai trecut, face sens.
Avem politicieni și nu doar la partidul din care noastră faceți parte, ci la toate partidele care au trecut prin arcul de guvernare din 89 până azi. Noi avem exemple de politicieni policalificați. Azi sunt ministru la economie, mâine mă duc la sport, poi mine iau și sănătatea, mă caută și internele. Dom'le, nu știu, am învățat și eu la facultate că acolo te specializezi pe ceva. Bă, ăla care e inginer, ăla care e doctor, ăla... În politica asta, miniștri, anumite personaje de genul ăsta, par policalificate. Chiar așa sunt unii, nu știu, unici? Nu, cum explicăm asta? Cred în același timp. Eu sunt inginer electromecanic, petrol și gaze, sunt ploieștean. Majoritatea prietenilor mei din generația mea am făcut pasul acesta pentru că așa era, am dat la facultate până în 88 în care vă aflați. Și mi-am ales cariera profesională ținând cont de posibilitățile pe care le aveam la acel moment. Apoi din anul 90 deja am intrat în antreprenoriat, în anul întâi de facultate am avut prima firmă și de atunci am tot crescut până în 2012 când am intrat în politică și am ieșit cu totul din afaceri. Nu cred că poți să faci corect și bine două lucruri deodată, așa că m-am retras cu totul. Am avut norocul să vin din antreprenoriat și să-mi fie aproape domeniul antreprenoriatului pe care l-am avut în primul mandat. În același timp și acum continui pentru că o parte însemnată a programelor pe care le desfășurăm se adresează direct economiei antreprenorilor din România. Vorbim despre Startup Nation, despre femei antreprenori, despre microindustrializare și apropo, sunt trei programe pe care o să le punem acum în transparență săptămâna viitoare. Vorbesc de microindustrializare, de servicii de piață și de fonduri elvețiene într-o formă ușor diferită. Nu așa cum era cunoscut. Ce înseamnă asta? Că o să înseamnă că nu vom desfășura... Nu. Așa era înainte. Lucrau cu diversi consultanți și era desfășurat acest program de către prin agențiile regionale pentru întreprinderi mici și mijlocii. Nu mai este timp. Anumiți pași procedurali nu au fost făcuți la timp. Și atunci, pentru a putea să cheltuim banii, ei trebuie să ajungă la antreprenori repede, okay. Și în timp util vom merge prin bănci, prin primă de capital, astfel încât să sprijinim investițiile reale, adică proiectele mature, mature pe o primă de capital pentru cei care astăzi... E un program de scale-up, de creștere, de dezvoltare a firmelor care au proiecte mature și pot săptămâna viitoare sau în maxim două săptămâni într-o conferință de presă voi arăta rezultatele Startup Nation pentru că l-am socotit. Interesant. Nu cred că s-au făcut lucrurile astea. Policalificații. Și acum revin la întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră, îmi cer scuze pentru paranteza mai amplă. Cred că în momentul în care ești într-un minister important, statutul politic, anvergura politică a celui care ocupă postul este un lucru bun. Și vă dau exemplu, și eu spun că este un exemplu de succes, al domnului Grindeanu de la Transporturi. Faptul că are statura politică importantă în care poate determina ca lucrurile să se întâmple, pentru că nu mai e această problemă de care spuneați dumneavoastră cu cei care lucrează prin ministere, că sunt dintr-o parte sau din alta, nu mai există o astfel de problemă când ai un om puternic din punct de vedere politic cu statură. Și atunci poți să vii cu viziunea, poți să vii cu schimbările pe care le dorești ca lucrurile să meargă mai repede și uitați rezultatele. S-a schimbat cadrul legislativ, pentru că altfel n-am fi avut această dinamică în absorbția fondurilor europene. Este pentru prima dată, niște miniștri, chiar cu notorietate, pe la 2-3 ministere ca să purifice locul sau cum? Există și exemple bune și exemple mai puțin bune. Dumneavoastră ați dat întotdeauna exemplele mai puțin bune și este corect să fie așa. Eu vreau să vorbesc despre un exemplu care a determinat o schimbare profundă în România. O să atingem 1000 de kilometri de autostradă într-un timp foarte scurt. Amin. Și cel mai important lucru nu e faptul că avem 1000 de kilometri de autostradă, că sunt prea puțin pentru cât ar fi trebuit să avem, ci faptul că am absorbit pentru prima dată toți banii europeni și că venim din alte proiecte și ducem banii acolo. Eu garantez că dacă n-ar fi fost un om politic puternic, cu structură,
solidă și bine intenționat, lucrurile acestea n-ar fi putut să fie. De ce? Ghite pe domnul dar avem atâtea exemple, avem atâtea de exemple dinainte de oameni care n-au reușit să facă. Explic, aveți o structură stufoasă și sub și în coordonarea dumneavoastră, să zicem așa. Multe instituții și mai departe. Uite, mă uitam acum, oficiul de compensare pentru achiziții de tehnică specială. Ce face? Offsetul. Cel mai important lucru pe care a trebuit să-l facem în această țară și care se în industria de apărare și care se cheamă offset-ul, OCAT-ul este cel care are grijă de aceste proiecte. Probabil că nu știați. 74 de proiecte astăzi de offset. Da? Merge, încasăm din ele, facem, țin de contractele. Da, unele, pentru că de foarte multe ori uităm să vorbim că în industria de apărare sunt doi copii. Industria de stat și industria privată. Ambii trebuie să funcționeze pe baze egale și cu tratament corect pentru amândoi, cu posibilitatea de a se califica fiecare dintre ei pe programele de înzestrare ale României și pe, și pe partea de offset. Șantierul naval Mangalia. Există acolo un litigiu evident între statul român și partenerul olandez. Eu nu îi spun un litigiu, îi spun o dispută, pentru că așa este în termenii. Dumnezeule, au ieșit declarații de contundente acolo, nu știu, hai să vă citesc dacă nu, cred că le găsești pe aici, nu? Partea olandeză a spus cu subiect și predicat că n-am fost serioși, că ne-am încălcat un contract, că... Eu zic că e o dispută când cineva te bălăcărește în halul ăsta și tu să spui nu e nicio dispută. Poziția noastră a ministerului și a guvernului, pentru că am avut un grup de lucru interministerial la nivelul secretariatului general, prim-ministrul a cerut acest lucru. Și suntem în următoarea situație foarte pe scurt ca să știm despre ce vorbim. Exista o excepție la legea 109 a guvernanței corporative care permitea Damen să aibă managementul șantierului fiind acționar majoritar pentru că ei au cedat statului român 2% acțiuni. Statul român fiind 51% acționar astăzi. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență a trebuit modificată această lege și în forma actuală, în legea 187, această excepție a fost pierdută. Urmarea grupului de lucru pe care l-am avut și l-avem la nivelul guvernului, au fost trimise deja corespondență, a fost trimisă corespondență către Comisia Europeană și către OCDE pentru a explica de ce este necesară această excepție. Suntem într-un termen în care partenerul olandez a notificat statul român asupra acestei dispute. Noi am identificat în legea 187 o perioadă tranzitorie care permite astăzi partenerului olandez să-și exercite toate prerogativele în conformitate cu contractul. De altfel, am și avut întâlnire a Consiliului de Supraveghere. Acolo este un sistem dual de a lucra, directorat și Consiliul de Supraveghere. Directoratul este numit de către partenerul olandez. În Consiliul de Supraveghere, partea română, acționarul majoritar, are 4 din 7 reprezentanți. Lucrurile acestea funcționează astăzi și pot funcționa în conformitate cu ceea ce spune în contract în această perioadă tranzitorie care poate dura 3 ani și jumătate, că este pe mandatul actualului Consiliu de Supraveghere și al Adunării Generale ai reprezentanților din AGA, timp în care sigur că vom fi în contact, vom răspunde în timpul util partenerului olandez, astfel încât obiectivul nostru, locurile de muncă de la Damen, locurile de muncă din șantierul 2 mai de la Mangalia și acelor care lucrează contractori, subcontractori în șantier să fie niște locuri de muncă sigure. Acesta este obiectivul nostru și să ne uităm cu atenție asupra felului în care interesul statului român este exercitat. De pe margine pare cumva că băieții ei au fost pe acolo și au făcut treaba, au încercat, au văzut că nu merge, acum fac un pas înapoi, la revedere stat român și cu asta basta. Chiar și anularea licitației corvetelor a trecut cumva neobservată, să spunem așa. Eu am fost în șantier, în șantier marțea trecută. Am fost pentru a vorbi cu directoratul, pentru a vorbi cu sindicatele, pentru a le transmite și unora și altora faptul că statul român este de bună credință și că își dorește ca activitatea în șantierul de la Damen să continue. Și am văzut că acolo este activitate, au încărcătură, nu neapărat în construcția de nave, pentru că sunt alte industrii care vin din urmă, cum ar fi partea de eolian.
și unde există foarte mare potențial pentru un șantier cu capacitatea și cu echipamentele pe care le are Damen. Avem acolo macara de peste 1000 de tone, una dintre puținele din Europa. Pot fi făcute foarte multe lucruri și activitatea aceasta, din punctul nostru avem de vedere, trebuie să continue. Avem o problemă de birocrație. Am ținut 4 ani licitația aia de cu corvete pe la toate instanțele. Într-un final am anulat-o. Acum am citit zile trecute o știre că una din cele două corvete au înhățat-o bulgarii, s-au mișcat mai repede. Bă, noi o luăm noi. Adică pare că la noi totul merge așa într-o viteză de-asta de fel. Este o licitație care n-a fost organizată de către Ministerul Economiei, a fost organizată de către Ministerul Apărării Naționale. Dar apropo de birocrație, da, erau probleme. Și v-am dat exemplu mai devreme cu domnul Grindeanu, care a schimbat partea de birocrație și de felul în care se iau deciziile în licitații, pentru că altfel am fi stat în continuare să așteptăm să se pronunțe instanțele ca să se poată semna un contract. Și a fost o schimbare legislativă simplă, dar foarte complicată în timp, pentru că nimeni n-a fost în stare să o facă mai devreme. Aceea în care, după ce CNSC-ul se pronunță, devine obligatorie semnarea contractului. Și atunci, ani de zile pe care îi pierdeam în instanțe, în diverse litigii, i-am recuperat. Hai, Alex, rulează-ne puțin să nu trecem așa peste fișa postului domnului ministru aici. Am zis oficiu pentru invenții și mărci. Aveți și dacă vedem vreuna interesantă, ne oprim la ea. Uite, vă pot spune despre oricare dintre ele. La un simț sunt foarte multe lucruri de făcut, pentru că, sigur, te uiți pe date statistice, suntem în media europeană, în felul în care înregistrăm o marcă, dar nu este suficient. Fără digitalizare... Ce vrea asta să zică? Fără digitalizare, acolo lucrurile nu vor funcționa bine deloc. Există standardizare în România și, sigur, suntem parte a Europei, suntem parte a... suntem un stat membru. Te rup, dar știți cum văd eu din afară toată lista asta? Și e lungă, credeți, o mai rulează și Alexandru. Unele eu văd așa o listă de ce au. Renaru, spre exemplu, nu este o societate comercială, este o organizație neguvernamentală. Da, un ONG. Este un ONG și aici sunt lucruri de discutat întotdeauna. ANPC-ul e în coordonare, oricum aici nu știu ANPC-ul cât aveți este în coordonare. Cuvânt de spus. Nu, a... cu activele statului, la fel tot în coordonare, nu? Este, dar aici sunt toate... Mai jos sunt mai interesante, Alex. Aici deja ați intrați în zona de industrie de apărare. La apărare, astea sunt tehnice toate. Toate sunt tehnice. Aici avem, aici avem un potențial foarte mare. Am fost la Iore, fost la Romaero, am fost la... există potențial foarte mare. Din păcate, nu este valorificat așa cum ar trebui. Avem... încă o fereastră de oportunitate, sigur, generată de necazul altor oameni, pentru că avem un conflict în proximitatea granițelor țării. Nu am profitat așa cum ar fi trebuit, în sensul de a reuși să avem aceste capacități de producție mult mai dinamice astăzi. Sunt programe de investiții substanțiale ale statului român în toate aceste unități de producție. Uzina mecanică Orăștie era mai devreme, mai funcționează asta, ce mai... Ia uite, unele dintre ele sunt pe profit operațional, altele nu. Vorbesc despre profit operațional pentru că majoritatea au datorii și este mai greu să crezi că vei reuși să plătești... Aici era unde era celebrul Tuțu, nu văd că acum e o doamnă interimar aici. Este o doamnă interimar, va fi o numire nouă, un domn tânăr dinamic care vorbește... Nu mai are treabă, nu mai are, n-a lăsat și el vreun pui pe acolo, vreun... Nu este important ca Romarmul să funcționeze foarte bine cu o formulă completă de management, pentru că au provocări foarte mari în față și au foarte mult de lucru. E nevoie ca să fie o echipă completă acolo. Cugirul la fel. Voi fi săptămâna viitoare la Cugir. Sunt acolo două uzine, două fabrici, să spunem, în aceeași curte, sunt una lângă cealaltă. Lucrează ambele fabrici. Voi fi săptămâna viitoare să le văd. Am văzut și loteria, că e la dumneavoastră în parohie. Loteria este profitabilă și va fi profitabilă. O să vedeți surprize frumoase și eu la loterie, că loteria cu programe noi. Eu cred că mult să cel mai tare pe vremurile astea ca să salveze anumite domenii. În primul rând ne-am dorit ca toate păcănelele să iasă din toate sediile de la loterie. Știți că a fost acea discuție foarte mare
Și eu zic că pe bună dreptate opinia publică a fost indignată. Și eu cred acum, că este corect să fie așa, să iasă din zona ele aceasta. Să iasă, dar știți cum e? Cumva industriile astea trebuie fiscalizate și exploatate. Cel mai mare cotizant la bugetul Austriei, paradoxal, nu este OMV-ul, ci este o firmă din domeniul jocurilor de noroc. Trebuie să-i mulgem, nu neapărat să-i batem cu pietre, să-i alergăm, mă gândesc și eu, adică, bă, nu mai e acolo, omul va juca și, din păcate, cum știți dumneavoastră, dar asta e o altă discuție și poate fac o emisiune pe tema asta, jucătorul, cel care are virusul ăsta, nu va mai juca la loteria dumneavoastră în sediu, va juca pe internet, pe online, plătește într-un offshore din lumea largă, unde statul român nu mai încasează nimic. Sau am avut această discuție corect? În Comisia Economică, pentru că sunt și senator, atunci când s-a reglementat și a fost un val de inițiative pe zona aceasta de reglementare a jocurilor de noroc, eu, în general, încerc să am o poziție echilibrată, o poziție în care, într-adevăr, acolo unde sunt probleme și ai nevoie de consiliere, ar trebui să existe și partea aceasta, pentru că o dependență nu se tratează doar închizând, ci trebuie să lucrezi cu cel care a ajuns în situația de a fi dependent. Și e un proces mai complex. Acesta ai nevoie de consiliere. Însă, faptul că pui păcănelele în bar și ai băut, nu știu, ai consumat ceva alcool, te face mult mai vulnerabil. Din punctul meu de vedere, o astfel de măsură de a scoate păcănelele, și a fost un amendament al unui coleg senator de Sorin Vlașin de la Maramureș, mi se pare corect. Mi se pare un lucru pe care un stat responsabil trebuie să-l facă. Online suntem încă departe de a o fiscaliza corespunzător. Bă, ăștia măcar îi prindeam. Că aveau sediu, că erau în loterie, că erau în ce te duci și... Acum nu oricare faptă sau lucru care este greșit, dacă îl fiscalizăm, îl transformăm într-un lucru bun. Aici ne trebuie echilibru. Vorbeam despre zona aceasta de echilibru. Pot să mai dau un exemplu pe industria, tot o industrie care e considerată o industrie a viciului, tutun, țigări. Astăzi exportăm foarte mult din România. Principalii producători internaționali au fabrici în România. Sunt locuri de muncă în România, este unul dintre principalii contributori la bugetul statului și atunci spun mereu că trebuie găsit o formulă de echilibru între amprenta fiscală pe care o lasă această industrie în România și, într-adevăr, problemele medicale pe care le provoacă fumatul intensiv. Din păcate, intensiv, timpul scurt, asta e viața, vine publicitatea peste mine. O singură curiozitate, 30 de secunde. Cât de mare e autonomia, ca să nu zic lanțul pe care l-ați primit din partea premierului astăzi? Cât e într-un minister, la noastră, să zicem, e voința dânsului și cât voința ministrului pe pătrățica lui? Cât de mult vă lasă liber? Este foarte importantă voința exprimată de către prim-ministru întotdeauna, pentru că întotdeauna trebuie să fim e programul de guvernare și trebuie să fim împreună și cu alți colegi, cu alte ministere. V-am vorbit despre grupuri de lucru pe subiectul Daman. Fără nu se poate. Și atunci rolul prim-ministrului este foarte important și am sprijin din partea domniei sale. Domnule ministru, să dea Dumnezeu să vă iasă, să nu vă ia lumea cu roșii blanul când în loc să vă voteze, să vă critice. Asta v-ați propus. Asta a fost bucata noastră, dragii mei. Ministru Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Noi continuăm duminica viitoare, tot așa, ușor, ușor, vi aducem pe toți aici, dumneavoastră trageți concluziile. Seară frumoasă, dragii mei, rămâneți cu colegii mei, B1 TV.